Salutăm pe apicultori oriunde s-ar afla. Așa arată mierea de salcâm din acest an. Adică numai miere de salcâm. Salvie, cimbrișor și alte plante. Și cu această ocazie să vă dezvăluie un mic secret. Adică atmosfera în care în consum cafeluța dimineață. Albinuțele lucrează de zor. Mai vine și câte un viespe. Uitați cât polen au adunat din floarea asta. Această floare care se numește Mâna Maicii Domnului. Sănătate la stupar și la albinuțe și auzim numai de bine.